Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și astăzi mă voi întoarce din nou la dumneavoastră cu o nouă floare care face parte din acea categorie a croșetului irlandez. De ce mă axez atât de mult pe acest tip de croșet? Pentru că ceea ce se lucrează, florile, frunzele specifice acestui tip de croșet, pot fi folosite pentru a crea frumoase bluze, frumoase gulere, plătcuțe pentru rochițe, pentru bluzițe. Putem decora cu ele anumite lucrări. De aceea, astăzi dimineață, vă propun această rozetă. Eu mi-am făcut deja un număr pentru că vreau să fac o plătcuță pentru o bluziță, însă am spus să împărtășesc și cu dumneavoastră o parte din ceea ce lucrez și apoi, într-un următor tutorial, vom continua cu elementele necesare pentru acest proiect. Dar astăzi vreau să lucrăm împreună această rozetă, să-i spunem, care este foarte ușor de lucrat, chiar dacă pare complicată, este destul de mare. Să vedem așa, are 13 cm de lungime și pentru a lucra eu am folosit firul de bumbac, Gaia se numește aici, dar este bumbac care se lucrează cu croșetul numărul 3 și jumătate. M-am oprit pe această culoare, culoarea roz, pentru că este o culoare foarte frumoasă, este o culoare care place un pic tuturor, este potrivită atât pentru doamne, cât și pentru fetițe. Și eu propun să începem să lucrăm. Mai întâi vom face primul ochiul de început. Deci, așa cum vă spuneam, folosesc croșetul cu numărul 3 și jumătate. Eu am lucrat cu numărul 3 pentru că cu 3 și jumătate ar fi ieșit foarte mare. Și acum voi face un număr de 10 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Vom închide formând un cerc. Vom închide cu piciorușa alunecat. Și începând din acest moment, voi prinde și capătul de fir care l-am aici pentru a-i da siguranță. Voi lucra în interiorul acestui cerc un număr de 18 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4 și vom continua singure. Deci avem nevoie de un număr de 18 piciorușe scurte. Ne întâlnim la capătul acestui rând. Am lucrat cele 18 piciorușe scurte, voi închide cu fir alunecat în primul picioruș cu care am început acest rând. Din acest moment vom continua lucrând un număr de 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Avem 3 ochiuri de lanț. Apoi voi lua odată firul pe croșet, voi intra în următorul picioruș și voi face cel de-al doilea picioruș dublu.
apoi din nou firul pe croșet voi intra. În cel de-al treilea picioruș voi face cel de-al treilea picioruș dublu. În acest moment voi face un număr de 3 ochiuri de lanț. După care voi lua din nou firul pe croșet, voi intra în următorul picioruș scurt din rândul anterior și voi face din nou picioruș dublu. Voi continua în următorul picioruș scurt cu cel de-al doilea picioruș dublu, după care voi face cel de-al treilea picioruș dublu. Deci vom crea aceste grupe de 3 piciorușe duble separate între ele de 3 ochiuri de lanț. Și astfel că pe parcursul întregului rând vom avea 6 astfel de cum să-i spunem, raporte. Deci trei de câte 3 piciorușe duble. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând și apoi vom continua. Am ajuns la capătul acestui rând, am făcut cele 3 ochiuri de lanț care separă aceste grupe de câte 3 piciorușe. Voi închide cu piciorușa alunecat în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Acum voi lucra un număr de 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, pe care îl voi închide în cel de-al treilea picioruș din nou cu piciorul alunecat. După care, în acest segment de 3 ochiuri de lanț, noi vom lucra 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5. Vom intra din nou în primul picioruș dublu din rândul anterior. Vom intra cu piciorușul alunecat. Din nou voi face 5 ochiuri de lanț. 2, 3, 4 și cel de-al 5-lea. Voi închide cu piciorușul alunecat în cel de-al 3-lea picioruș dublu. Acest grup, după care din nou în cele 3 în corespondența celor 3 ochiuri de lanț voi face 5 piciorușe scurte. În felul acesta vom lucra pe parcursul întregului rând. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând pentru a continua. Aceasta este ceea ce obținem până acum. Am ajuns și la capătul acestui rând. Am lucrat ultimele 5 piciorușe scurte în cele 3 ochiuri de lanț din rândul anterior. Voi intra în arcul format din cele 5 ochiuri de lanț cu piciorul alunecat. În acest moment voi face 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi adăuga și cel de-al patrulea ochi de lanț care va separa piciorușele duble între ele. Acum voi continua cu cel de-al doilea picioruș dublu. Un ochi de lanț, al treilea picioruș dublu, din nou un ochi de lanț, cel de-al patrulea picioruș dublu, un ochi de lanț, iar acum voi face cel de-al cincilea și ultimul picioruș dublu din corespondența
celor cinci ochiuri de lanț. Acum voi face un număr de trei ochiuri de lanț care vor separa aceste segmente între ele. Și voi intra, voi lua odată firul pe croșet, voi intra în următorul arc format din cele cinci ochiuri de lanț și voi lucra un picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, cel de-al doilea picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, cel de-al treilea picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, al patrulea picioruș dublu, ochiul de lanț de separare, cel de-al cincilea picioruș dublu, iar acum cele trei ochiuri de lanț care vor separa segmentele între ele. Astfel vom continua pe parcursul întregului rând. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând. După cum vedeți, aceasta este ceea ce am realizat până acum. Acum voi închide rândul, după ce am lucrat cele trei ochiuri de lanț de separare, voi închide acest rând cu piciorușa alunecat în primul, în cel de-al treilea ochi din primul picioruș pe care l-am executat la începutul acestui rând. Deci voi face fir alunecat. Eu, ca de obicei, cu acest tip de croșet lucrez foarte greu anumite pasagii care trebuie să le fac. Acum voi lucra 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, care vor ține locul unui picioruș dublu. Apoi voi lua firul odată pe croșet, voi intra în corespondența ochiului de lanț care separă cele două piciorușe duble, voi face cel de-al doilea picioruș dublu. Voi lua firul pe croșet, voi intra în cel de-al doilea picioruș dublu și voi face din nou un picioruș dublu, firul pe croșet și voi intra în corespondența ochiului de lanț care separă piciorușele, voi face cel de-al patrulea picioruș dublu, după care voi face un număr de trei ochiuri de lanț. Acestea vor separa cele două segmente pe care le realizăm în această porțiune. Voi lua firul odată pe croșet, voi sări cel de-al treilea picioruș dublu și voi intra în corespondența ochiului de separare și voi lucra din nou un picioruș dublu, voi lua firul odată pe croșet, voi intra în corespondența piciorușului dublu, voi face din nou un picioruș dublu, voi lua din nou firul pe croșet, voi intra în corespondența ochiului de lanț de separare, voi face cel de-al treilea picioruș dublu, iar în ultimul picioruș dublu din această porțiune voi face cel de-al patrulea picioruș dublu. Deci formăm un mic evantai. Deci am lucrat 4 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț de separare urmat de alte 4 piciorușe duble. Acum voi lucra un număr de 5 ochiuri de lanț care vor separa 2, 3, 4, 5. Acestea vor separa evantaiele care se formează. Acum iau din nou firul pe croșet și voi intra în corespondența piciorușului dublu din următorul
vantai care s-a format în rândul anterior. Am făcut un picioruș dublu în corespondența ochiului de lanț de separare. Cel de-al doilea picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu care urmează voi face. Un picioruș dublu. Deci repetăm practic ceea ce am lucrat pentru a crea acel prim evantai. Acum voi face 3 ochiuri de lanț de separare, voi sări piciorușul dublu, voi intra în corespondența ochiului de lanț care separă piciorușele și voi lucra din nou cele 4 piciorușe duble, așa cum ați văzut până acum. Sper să mă explic bine, să înțelegeți. Din nou vă amintesc că tutorialele le puteți urmări și la televizor. Acum voi face cele 5 ochiuri de lanț de separare. 3, 4, 5. Este nevoie doar să cunoașteți un anumit cod, codul televizorului. După cum vedeți, aceasta este ceea ce obținem. Noi vom continua să lucrăm singure și ne întâlnim la capătul acestui rând. Am lucrat ultimele 5 ochiuri de lanț. După cum vedeți, aceasta este ceea ce am obținut până acum. Voi intra în primul picioruș dublu de la începutul acestui rând și aici voi face pentru început un picioruș scurt, după care voi intra în cel de-al doilea picioruș dublu, voi face din nou un picioruș scurt. Deci, în corespondența celor 4 piciorușe duble din rândul anterior, vom lucra câte un picioruș scurt. Acum, am ajuns aici unde sunt aceste 3 ochiuri de lanț. Din piciorușul scurt pe care l-am lucrat din ultimul picioruș scurt, vom pleca cu un număr de 9 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și cel de-al 9-lea ochi de lanț. Vom intra în primul picioruș scurt după aceste 3 ochiuri de lanț care au separat piciorușele duble din rândul anterior. Voi face un picioruș scurt în următorul picioruș dublu din rândul anterior, cel de-al doilea picioruș scurt. Deci vom repeta, vom face în corespondența fiecărui picioruș dublu din rândul anterior, vom face un picioruș scurt. Acum am ajuns aici unde avem cele 5 ochiuri de lanț de separare. În corespondența acestor 5 ochiuri de lanț, noi vom face un număr de 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cel de-al 7-lea. După care voi intra din nou în corespondența următoarelor 4 piciorușe duble și voi face în corespondența fiecărui picioruș dublu un picioruș scurt. Și cel de-al 4-lea. Acum, în această porțiune, între cele 9 ochiuri de lanț, avem un total de 15 piciorușe scurte. 4
și cu patru. Sunt opt și cu cele șapte avem 15 piciorușe scurte. Acum din nou va trebui să facem cele 9 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voi intra din nou în piciorușul dublu din rândul anterior și voi continua cu piciorușele scurte. Deci, așa cum vă spuneam, în această porțiune vom avea nevoie de 15 piciorușe scurte. Eu sper că mă exprim corect, că mă fac înțeleasă de dumneavoastră și veți vedea cât de ușor se lucrează acest model. Deci am lucrat cele patru piciorușe duble, aici voi face cele șapte. Veți vedea cât de ușor este acest model. 2, 4, 5, 6 și cel de-al șaptelea. Voi continua cu piciorușe scurte în corespondența celor patru piciorușe duble din rândul anterior. Așa cum vă spuneam, veți vedea cât de ușor se lucrează acest model. După ce l-ați lucrat odată sau de două ori, deja nu mai aveți nevoie să vă uitați pe notițe. Învață foarte ușor. Se învață foarte ușor și se reține foarte ușor. Acum noi trebuie să continuăm cu cele 9 ochiuri de lanț și aceasta este ceea ce trebuie să obținem. Ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns în corespondența ultimelor 5 ochiuri de lanț care separă aceste evantaie între ele. Aici voi lucra din nou cele 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cel de-al șaptelea picioruș scurt. După cum vă amintiți, la începutul rândului, în aceste patru piciorușe duble din rândul anterior, am lucrat deja piciorușe scurte. Vom intra în primul picioruș scurt din corespondența celor patru. Voi face din nou un picioruș scurt, după care voi lua firul odată pe croșet, voi intra în lanțul de 9 și voi face un număr de 7 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. În acest moment vom face un picot de 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Ne vom întoarce la bază și vom închide cu fir alunecat. Acum toată lumea de fapt știe cum se lucrează un picot. După care voi continua cu alte 7 piciorușe duble. 1,
5, 6 și cel de-al șaptelea picioruș dublu. În momentul în care am lucrat acest al șaptelea picioruș dublu, noi vom intra în corespondența celui de-al patrulea picioruș scurt din rândul anterior și vom face din nou un picioruș scurt. În felul acesta, uitați-vă, formăm această parte a lucrării. După ce am lucrat acest picioruș scurt, după cum vedeți și aici, voi lua firul din nou, voi face un ochi de lanț, voi lua firul din nou pe croșet, voi număra 1, 2, 3 piciorușe scurte, voi intra în cel de-al patrulea. Cel de-al patrulea picioruș scurt și voi face un picioruș dublu. Un picot. 1, 2, 3. Un ochi de lanț de separare. Voi lua din nou firul pe croșet. Voi intra în același picioruș scurt. Voi face cel de-al doilea picioruș dublu, deci în corespondența celui de-al patrulea picioruș scurt din rândul anterior, vom lucra toate acestea. Vom face din nou un picot. Eu explic pas cu pas. Însă să știți că întotdeauna la fiecare tutorial sunt foarte emoționată. Am luat din nou firul pe croșet după ce am făcut un ochi de lanț. Voi intra din nou în același picioruș. Voi face un picioruș dublu, din nou un picot. La fiecare tutorial sunt foarte emoționată. Fie pentru că mă trezesc foarte, foarte devreme să filmez noaptea la 3-3 și jumătate, bineînțeles că toată lumea este un pic cam adormită. Și apoi mi este frică să nu greșesc ceva, pentru că aș vrea ca dumneavoastră să înțelegeți bine ceea ce lucrez. Deci am lucrat cel de-al treilea picioruș dublu, am făcut un picot. Acum voi face ochiul de lanț de separare, voi lua din nou firul pe croșet, voi intra în corespondența aceluiași picioruș, voi face un picioruș dublu, un picot, vom închide picotul, felul acesta. Voi face din nou un ochi de lanț. După care, cu toate acestea, vom intra din nou în corespondența piciorușului scurt pe care l-am lucrat în primul picioruș dublu din cele patru din cele patru piciorușe scurte pe care le-am lucrat în corespondența piciorușelor duble. Vedeți? Deci am lăsat în urmă trei piciorușe scurte și am intrat în cel de-al patrulea. Acum voi face am făcut piciorușul scurt și voi lua firul pe croșet. Voi intra din nou în corespondența arcului format din cele 9 piciorușe, 9 ochiuri de lanț și voi face cele 7 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
spate. Vom așeza piciorușele. Acum voi face din nou un picot. După care voi continua cu cele 7 piciorușe duble pe partea cealaltă a acestui arc. 7. Acum voi intra în cel de-al patrulea picioruș scurt din rândul anterior și voi face un picioruș scurt, un ochi de lanț. Vedeți? Încet, încet începe să se formeze floarea noastră, rozeta. Acum voi intra, voi lua odată firul pe croșet, voi intra în corespondența celui de-al patrulea picioruș scurt și vom lucra exact așa cum ați văzut, face un picioruș scurt, un picot, scuzați, un picioruș dublu, un picot. Am spus eu că sunt emoționată și încă adormită. Un ochi de lanț, al doilea picioruș dublu, în corespondența acelui așochi. 1, 2, 3, pentru 3 ochiuri de lanț pentru a crea picotul. De lanț de separare, un picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș din rândul anterior, din nou un picot. Un ochi de lanț de separare, cel de-al patrulea picioruș dublu și ultimul. Picot. Un ochi de lanț și vom sări 3 piciorușe scurte din rândul anterior, vom intra în cel de-al patrulea, vom face un picioruș scurt și vom repeta din nou cele 7 piciorușe duble. Picot, 7 piciorușe duble, deci vom repeta ceea ce am realizat până acum. Vedeți, încet, încet, floarea noastră se formează. Noi de acum vom lucra singure și ne vom întâlni la capătul acestui rând. După cum vedeți, am lucrat în ultimul arc format din cele 9 ochiuri de lanț. Am lucrat cele 14 piciorușe duble, în corespondența celui de-al șaptelea am lucrat un picot. Acum m-am întors pentru că trebuie să închidem lucrarea. Și după ce am lucrat cel de-al șaptelea picioruș dublu din a doua parte a acestui arc, voi intra în cel de-al patrulea picioruș scurt din rândul anterior. Voi face un picioruș scurt, un ochi de lanț, voi lua firul odată pe croșet, voi număra din nou 3 piciorușe scurte și voi intra în corespondența celui de-al patrulea, voi face piciorușul dublu, picot, exact cum ați văzut la început, însă acum este
ultima parte, vom închide lucrarea, dar între timp lucrăm în mod egal ca și până acum, deci am făcut un picot, un ochi de lanț, voi face cel de-al doilea picioruș dublu, din nou picot. Insist mult pe acest tip de croșet pentru că acesta nu va muri niciodată, indiferent de ceea ce va ieși nou. Croșetul irlandez va dăinui, pentru că este ușor, este frumos, îți dă posibilitatea să realizezi diferite lucrări, îmbinând flori și frunze de diferite dimensiuni, diferite modele și astfel se pot crea minunății. Așa cum am repetat și și altă dată, doamna Anda Teculescu creează niște lucrări care mă lasă uneori fără cuvinte prin frumusețea lor și totul datorat acestei tehnici a croșetului irlandez. Este o specialistă. Am făcut ultimul picioruș dublu, ultimul picot, ultimul ochi de lanț de separare și apoi voi intra în cel de-al patrulea picioruș scurt din rândul anterior și voi închide totul cu picioruș alunecat. Apoi vom tăia firul și vom închide lucrarea. După cum vedeți, aceasta este rozeta. Mie mi-a luat mai mult timp să o lucrez pentru că voi lăsa firul un pic mai lung, voi avea nevoie de el. Pentru că a trebuit să vă explic. În momentul în care, așa cum vă spuneam, lucrați singure, veți vedea cât de ușor puteți realiza aceste rozete, aceste flori. Așa cum vă spuneam, eu mă voi întoarce cu un nou tutorial în care vom lucra un alt model. Nu dezvălui despre ce este vorba, veți vedea la momentul potrivit, cu care vom completa lucrarea noastră. Așa cum v-am spus, eu vreau să fac o plătcuță pentru o bluziță. Vreau să urez bun venit noilor înscriși pe canalul de YouTube Creațiuni by Tatiana, Tatiana Andrieș. Vreau să urez bun venit noilor înscriși pe grupul de Facebook. Vă doresc o zi minunată. Vă îmbrățișez pe fiecare dintre dumneavoastră. Rugămintea mea este ca în momentul în care dumneavoastră urmăriți acest tutorial să putem colabora în sensul de a lăsa un like, un comentariu. Pentru mine este foarte important. În momentul în care nu ați înțeles ceva, vă rog foarte mult să-mi scrieți pe canalul de YouTube, iar eu vă voi răspunde. Cu siguranță, dacă nu în acel moment, pentru că așa cum știți, ziua mea de lucru este în fiecare zi, deci eu mai mult noaptea lucrez, dar între timp mai dau câte un ochi pe telefon când reușesc. Vă voi răspunde cu siguranță. Deocamdată eu vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră, vă urez o zi minunată din nou și ne vom întâlni cu un nou tutorial. Sunt Tatiana Andrieș și vă aștept alături de mine. La revedere!